Dacă există o artă și o știință a fericirii și vreți să știți câte ceva despre ea, atunci treceți împreună cu noi pragul librăriei Culjene Gracie's Home, pentru că aici are loc lansarea cărții Înconjurând muntele fericirilor. Autor Marius Cruceru. Haideți dacă v-ați hotărât împreună cu noi. Este o carte care, așa cum spune și titlul, Înconjurând muntele fericirilor, te invită să urci. Nu spune niciodată că ai și ajuns neapărat la un adevăr absolut, deși are concluzii ferme în același timp. Îți dă posibilitatea să încerci alte căi, în ciuda acestor concluzii ferme, concluzii cu care, deși s-ar putea să nu fii de acord întotdeauna, eu însumi am avut puncte diferite de vedere, dar întotdeauna, ca să răspund la acestor concluzii, trebuie să fii cel puțin la fel de bine pregătit să răspunzi. Nu sunt concluzii confortabile uneori, este un discurs care poate să nu-ți placă, dar în același timp să-ți placă. Este un text cu totul unic, din punctul meu de vedere și nu doar, prin toate reacțiile pe care am auzit și pentru că profesor Cruceru oricum are o experiență clujană destul de înrădăcinată. Cred că prin această carte continuă mai mult ceea ce demersul pe care l-a început în urmă cu câțiva ani, prin această metodă pe care sper să o adâncească și îndrăznesc să-mi exprim public acum această doleanță pe care cred că i-am exprimat-o și personal. Aștept ziua în care voi vedea această abordare periegetică a textului biblic, o voi vedea și fundamentată într-un text teoretic. Și cred că aceasta ar completa și mai bine abordările pe care face asta la textul biblic. Cuvântul acesta, fericire, e magic. E un cuvânt care atrage. Toți oamenii doresc să fie fericiți. Am citit multe cărți despre predica de pe munte și despre fericire. Dar poate că am citit și mai multe despre nefericire. O bună parte din literatura lumii este despre nefericire. Am auzit că în Venezuela s-a creat un minister, Minister al Fericirii. Pentru prima dată în istorie se creează un Minister al Fericirii. Probabil se ocupă de repartizarea fericirii pe cap de locuitor. Am citit cartea aceasta cu foarte mult interes. Și am avut câteva surprize plăcute. Prima surpriză a fost că autorul descoperă o structură inedită a predicii de pe munte. Având ca model menora, un obiect de cult poporului Israel, autorul găsește o structură de 7-3-7-3-7-3 și structurează foarte frumos această predică de pe munte în cadrul acestei structuri. A doua surpriză a fost că autorul scoate în evidență faptul că Iisus vine cu o altă agendă. Noi toți știam că predica de pe munte a fost un discurs în care Iisus a stat în fața ucenicilor și în fața mulțimii și aceștia au ascultat cuvintele lui Iisus. Autorul ne spune că, de fapt, nu e un discurs oral, ci e vorba de două predici, una lui Matei, una lui Luca, care au fost reproduse după spusele lui Iisus. Apoi, autorul descoperă grupurile care stăteau în fața lui Iisus. Lucru la care eu nu m-am gândit niciodată. Și în predica de pe munte se produce o răsturnare. Cei de pe urmă devin cei din tâi. Urmă, autorul vorbește despre paradoxuri, vorbește despre antinomii, despre contraste, aici, acolo, aproape, departe, cer, pământ, evrei, neamuri. Și caută să ne fixeze ideea că fericirea gândită de om este total diferită de gândirea concepută de Dumnezeu. Dumnezeu nu este chelner, spune undeva, Dumnezeu nu este asistent medical, în suveranitatea Lui,
Dumnezeu a gândit altfel fericirea pentru noi. Autorul are mai multe introduceri, prefețe, introduceri. Mi-a plăcut această apropiere treptată de subiect și vă spun iarăși ca o paranteză. În general, ca și laic, mă rog, ca și, cum să zic, profan în studiile biblice, am oarecare neplăcere în a citi lucrări foarte serioase. De pildă, temeam că și această carte mă va pune într-o postură asemănătoare. Ori metoda aceasta despre care s-a vorbit, abordarea periegetică, este tocmai un fel de complement al exegezei. Dar nu e o exegeză clasică, este o periegeză, adică o prezentare mult mai frumoasă și atentă la public. Să-i zicem o popularizare, dar în sens, nu într-un sens peiorativ, dar o popularizare în sensul bun al cuvântului. Și iată ce spune autorul la pagina 40 despre Predica de pe munte, care este subiectul cărții. Predica de pe munte a fost numită Platforma Program a Împărăției. Ba a fost interpretată chiar și drept program politic, în chei hermeneutice dintre cele mai năstrușnice. Pentru că textul reprezintă aproximativ 2000 de cuvinte care au schimbat radical lumea în care ne aflăm. Este un text scurt, de câteva pagini, dar care conține neașteptat de multe tensiuni și paradoxuri. Aceasta este prima prezentare. Apoi, spre finalul cărții, autorul dă un fel de răspuns sau adaugă ceva la întrebarea asta, care răspunde la întrebarea asta, ce este Predica de pe munte? Pagina 202. Citit în cheia hermeneutică potrivită, cred că Predica de pe munte este cel mai umilitor text din Scriptură. Nu v-ați fi așteptat din partea unui teolog să ne spună așa ceva. Cuvintele lui Iisus ne ard la inimă, dar ne cauterizează pe dinăuntru de tot răul părerilor de sine. Predica de pe munte este un calvar personal în care trebuie să admit punct după punct, verset după verset, că sunt prea rău ca să pot ierta, prea orgolios ca să mă împac, prea tare la cerbice ca să mă las în frâu. În vârful muntelui pe care este rostită predica este o cruce pe care trebuie răstignit eul care spune: pot, sunt bun, sunt drept, sunt cum se cade. Eu nu, alții, nedrept și cu totul vinovați, suntem chemați să judecăm alături de el. Să ne lăsăm răstigniți, așadar, pironiți în cuvintele lui. Ăsta este cadrul, dacă vreți. Apoi, în acest cadru, cum vă spuneam, cartea nu se referă strict la Predica de pe munte și din acest punct de vedere nu este repetitivă. Ea abordează, aș zice, toate marile teme ale vieții de credință. Deci, pornind de la Predica de pe munte, sunt luminate multe aspecte ale vieții creștine. Cred că îl cunosc de viață. Suntem de aceeași vârstă și sunt foarte fericit că l-am cunoscut și chiar am fost provocat să ne implicăm în acele seri de tineret sau acele prelegeri de duminică seara, în care să venim cu aportul plastic față de cuvânt. A fost provocarea venită din partea lui Marius Cruceru? Exact, a fost provocarea lui Marius Cruceru și ne-a ajutat foarte mult, pentru că dincolo de ce am lucrat noi ne-am îmbogățit. Faptul că am încercat să ne pliem pe tema adânsului, am studiat și noi, am citit, am ascultat, ne-am întâlnit și împreună am creat niște decoruri, zic, foarte bune și poate fi chiar un început pentru alte biserici. Cu alte cuvinte, amândoi, împreună am ajuns la un comun acord cu fiecare decor și am stabilit dacă merge sau nu și au avut efecte foarte pozitive. Și dacă le-ați însoțit în prelegerile pe care le-a susținut în Biserica Clujeană Baptistă Iris, v-ați alăturat lui și la lansarea volumului Înconjurând Muntele Fericirilor. Vă opriți aici sau sunt și alte proiecte, așa, între cuvânt și artă plastică? Nu ne-am propus să facem această expoziție aici, în spațiul ăsta, dar inițial trebuia mult mai târziu. Faptul că Marius a venit până la Cluj și a avut această lansare de carte ne-a stimulat încă o dată ca să, în două zile, să anotăm lucrările și să facem o selecție chiar a lucrărilor și chiar să găsim
pe tema apropiată de Muntele Fericirii. Nu vrem să ne oprim aici, în sensul ăsta avem o colaborare cu librăria și am vrea o dată la lună să venim cu alte lucrări, cu expoziții personale, poate expoziție de grup. Mă gândesc chiar la o expoziție a deținuților de la Gherla, cu care lucrăm un alt proiect și va fi o expoziție inedită a dânșilor aici. Nu căutăm un spațiu foarte public, cum ar fi Muzeul de Artă sau alte săli de mari centrale, ci credem că acest spațiu poate chiar aduce un beneficiu mult mai mult pentru cei care vor veni. Am vrea să fie mai intim, mai prietenesc, mai firesc. Oamenii să abordeze lucrările și artiștii natural și să se îmbogățească, cât ei, cât și noi. Va fi un experiment și va fi o surpriză și pentru voi, Atelier Plus, să vedeți cum răspunde publicul. Da, da. Plus că e un vis mai vechi a tuturor artiștilor din acest grup de a avea un spațiu în oraș unde să expună. Mai în stradă? Mai în stradă, dar mai în centru, unde oamenii au un circuit normal, cumva. Altfel, lucrările rămân la atelier și ne depozităm cu ele și, până la urmă, lucrarea trebuie să ajungă în fața oamenilor să se bucure de ea. Nu vrem să fim egoiști, să le ținem acasă și mai puțină lume vină să le savureze, ci aici e o ocazie pentru toată lumea. Eu cred că e un lucru fantastic și poate aduce roade bune pentru tineri, adulți, copii. Orice vârstă, de fapt. Orice vârstă și poate și nevoia asta de cultură mai adâncă, pentru că astăzi trăim niște momente în care efectiv cultura este scoasă din afara ecuației vieții de fiecare zi. Și arta are o forță mare de a schimba niște perspective asupra vieții, asupra morții și poate fi o renaștere, poate chiar pentru tinerii din comunitatea din Cluj. Întrebarea dumneavoastră despre fericire nu e atât de simplă pe cât pare la prima vedere. De ce spun asta? Pentru că există o anumită rutină, nu? E o temă fascinantă, fericirea, până la urmă e tema vieții fiecăruia. Dar pe de altă parte, ca profesor de filozofie, sunt nevoit, aș zice în ghilimele, să predau acest subiect an de an studenților și sigur e cumva frustrant să vorbești unor tineri de 18, 19, 20 de ani despre marile probleme, fericirea, suferința, moartea, pentru că sigur ei te privesc ca și cum ar înțelege despre ce e vorba, dar neavând totuși o experiență de viață, sigur că pentru ei rămâne un subiect teoretic. Acum, întorcându-ne la carte și la viziunea evanghelică, viziunea despre fericire, așa cum o găsim în Predica de pe munte, așa cum spune autorul în carte, deci domnul profesor Marius Cruceru, nu e atât de simplu să înțelegem ce vrea să spună Iisus. Mie mi-a plăcut foarte mult partea introductivă a cărții despre ironie. Și cu întrebarea aceasta, oarecum retorică, a fost Iisus ironic? Sau cum se raporta Iisus la ironie? Pentru că ceea ce eu am înțeles citind cartea este că trebuie să citim fericirile cu o anumită doză de ironie. Iisus ne pune în fața unor exigențe pe care noi nu le putem împlini. Și dacă luăm în serios provocarea, nu știu, putem ajunge la nevroză sau știu și eu, suntem în mari dificultăți din punct de vedere creștin, al vieții de credință. Ori dacă înțelegem că Iisus ne ridică atât de mult ștacheta cu un anumit dram de ironie, atunci parcă dintr-o dată îi înțelegem, ca să zic așa, metoda de abordare. Deci acest lucru pe mine m-a impresionat în carte. Sigur, autorul spune lucruri pe care le găsim și în alte cărți, nu dispuse în același mod. Dar el o face în anul 2014 pentru un public de limbă română care nu a citit toate cărțile dintr-o bibliotecă de teologie. Deci are un merit extraordinar, meritor cărui autor mare. A citit mult, a digerat pentru noi o cantitate impresionantă de informație teologică și ne-o spune foarte frumos. Sigur, noi având
oarecum impresia că nu mai e nevoie să citim la rândul nostru, ci să luăm doar rezultatul reflecțiilor și al meditațiilor sale. Dacă lucrurile stau sau nu așa, sigur, rămâne o întrebare deschisă. Dacă lectura autorului ne dispensează pe noi de a gândi, de a citi, de a ne ruga, de a ne ruga cu siguranță, nu ne dispensează. Cum spunea cineva, nu putem gândi prin delegație. Deci nu putem gândi folosind creierul profesorului Marius Cruceru. Este mai degrabă o provocare. Cum îl cunoaștem, s-ar putea să-i placă foarte mult să știe că i-a provocat pe cititor prin cartea dumnealui. Este adevărat. Discutând și cu alți prieteni ai lui Marius Cruceru, cu toții mi-au spus că este provocator în general și în predicile sale și chiar în abordarea pastorală, îi place să scuture auditoriul, ceea ce cred că este o calitate absolut necesară a bunului predicator. Predicatorul trebuie întâi să te trezească, să te scuture, ca să vezi în ce hal ești și abia după aceea să-ți dea eventual soluția sau să te îndrepte spre soluție. O întrebare scurtă cu care aș vrea să revenim la studenții dumneavoastră și la Fericire. Cum îi scuturați pe studenți care, neavând multă experiență de viață și care auzind despre fericirile din predica de pe munte, s-ar putea să nu asimileze cam tot ce ați vrea să asimileze? Iarăși o întrebare grea, dar aș zice că nu știu cum îi scutur. În fiecare an îi scutur altfel, în funcție de inspirație, în funcție de ceea ce citesc, în funcție de ceea ce înțeleg și eu în fiecare an sper că înțeleg mai mult din materia pe care o predau, din problemele vieții, din, să zicem, viața de credință. Sigur îi scutur și prin lecturi, trimițându-i în bibliotecă, ca să vadă cumva că suntem cu toții ignoranți, nu? Și cum vă scuturați pe dumneavoastră înșivă? Pentru că, în mod sigur, nu vă lăsați pradă uzurii și vreți să gustați proaspăt lecturile de fiecare an. Aici am un răspuns cumva de-a gata și e mai simplu. Apelând ca profesor de filozofie la Socrate. De la Socrate ne-a rămas ideea aceasta, știu că nu știu nimic și cu cât știm mai mult, ne dăm seama de fapt de propria ignoranță. Așa că asta se întâmplă oarecum natural. Cu fiecare carte pe care o citesc, îmi dau seama cât sunt de ignorant. Așa că asta mă scutură vrând nevrând. Mulțumim frumos! Cu plăcere! De ce înconjurând muntele și nu escaladându-l de-a dreptul? Dragul dumneavoastră sau al cititorului? Și în primul rând de dragul meu, că mă gândesc întâi la mine. Hristos spune, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu pot să-mi iubesc cititorul mai mult decât m-am iubit pe mine însumi când m-am luptat cu acest text. Cred că orice escaladă de acest gen se face spiralat. Dacă ați urmărit, șoselele în jurul munților sunt construite niciodată frontal. Este singura șansă de a ajunge comunitar acolo. Dacă vreau să urc un autobuz de oameni, voi urca spiralat niciodată. Escalada înseamnă un discurs singular. Ori eu vreau să-mi atrag cu mine o comunitate, de aceea am ales urcarea anastrofică, adică prin spirală. Anastrofe în greacă înseamnă tocmai această urcare spiralată, periegetică, înconjurată. De aceea am încercat să construiesc o șosea mai lată decât o escaladă singulară care ar însemna să-i luăm pieptiș, dar numai unul câte unul. Asta înseamnă că muntele acesta al fericirilor e atât de greu de escaladat pentru credincios? Da, este foarte greu. Textul Predicii de pe munte este un munte exegetic greu de depășit. Și munții cei mai potrivnici sunt textele cele mai cunoscute. De exemplu, Psalmul 23, 1 Corinteni 13, tocmai pentru că fiindu-ne foarte prietenoase, ne iau prin surprindere prin dificultatea lor. Sunt ca niște fiare care par împăiate, dar când ne apropiem de ele se repede să ne sfâșie. Cele mai multe predici ratate le-am descoperit în jurul textelor clasice. Sunt mai multe șanse să obținem o exegeză mai reușită la texte obscure decât la texte care sunt extrem de exploatate și în comentarii și în folcloristica populară. Tocmai asta ne dă, spuneam și în intervenția mea, tocmai asta ne este un mare dușman în interpretare. Contaminarea cu atâtea zeci și sute de pagini de comentarii
unele dintre ele de foarte proastă calitate, cu care ne-au încărcat deja mintea. Deși, pe de altă parte, așa cum ați spus, e inevitabil să fii să citești contaminat, pentru că fiecare are un bagaj de viață, de experiență de viață sau de lectură cu care se apropie de orice text. Deci e inevitabil să avem o anumită optică. Orice ființă umană are niște ochelari hermeneutici, chiar și cel mai incult cititor. Și când mă gândesc la incult, nu mă gândesc la incultura legată de citirea marilor texte ale literaturii universale, ci incult exegetic sau teologic, chiar și cea mai pură minte are o încărcătură, un bagaj teologic elementar, neconștientizat. Plecăm cu niște presupoziții. De exemplu, plecăm cu niște presupoziții asupra vieții, date de experiențele noastre. Știm că pe apă nu se poate merge, știm că o balenă nu poate înghiți un om și acesta supraviețuiască, știm că apa nu se poate transforma în vin și vine textul Evangheliei care ne arată alternativele. Se poate umbla pe apă, se poate transforma apa în vin, atunci apare o spirală hermeneutică. Un autor, Grant Osborne, vorbește tocmai de această întâlnire cu textul. Noi venim cu o contaminare ideologică asupra textului, ne odihnim în text, textul ne contaminează de o nouă opțiune asupra perspectivei noastre despre lume și viață și plecăm cu niște informații noi. Se poate umbla pe apă, mergem înapoi în realitatea noastră și adăugăm această informație. Apoi plecăm cu această lectură. În lumea lui Dumnezeu sunt posibile niște lucruri care în lumea fizică noastră sunt excepții. Spre exemplu, un topor din fier este posibil să plutească atunci când arunci după el o bucată de lemn. Și această opțiune o adăugăm celorlalte opțiuni pe care le-am ales deja în lectură. Noi mergem contaminați cu aceste lucruri, plecăm contaminați și cu mentalul colectiv, din basme. De exemplu, avem în minte povestea porcului în momentul când citim un text biblic, și anume că un porc poate deveni prinț și suportă un fel de naștere din nou, ca să aflăm în Scriptură că el ne produce această magie, Dumnezeu poate produce această magie ca niște oameni morți în păcat să ne poată învia la deveni noi ființe care să împărățească împreună cu El. De aceea cred că trebuie să fim foarte prudenți întotdeauna când citim un text biblic și să conștientizăm posibilele capcane pe care le avem oricare dintre noi. Niciun cititor nu este cititorul obiectiv prin excelență. Asta e bine sau rău? Și cum ajungem la un numitor comun? Trebuie să ajungem la un numitor comun? Este și bine, este și rău și singura șansă de a ajunge la un numitor comun este să ne împărtășim, să ne facem parte cu Duhul Sfânt care a inspirat Scripturile și care ne poate desluși Scripturile. Această comunitate a Duhului Sfânt este biserica. De aceea, destinatarul sau spațiul cel mai sigur în care se pot interpreta Scripturile este întotdeauna comunitatea eclesială. Întotdeauna hermeneza noastră trebuie să fie o hermeneză eclesială și viața eclesială trebuie să fie pătrunsă de scripturi, de o ceată de indivizi, de o ceată de ucenici, de o mulțime haotică la prima vedere, oameni de diferite istorii, oameni de diferite formații, oameni de optici diferite care privesc, toți fiind locuiți de Duhul Sfânt, privesc prin Duhul Sfânt, textul inspirat de Duhul Sfânt și îl interpretează prin Duhul Sfânt. Ieșirea noastră din acest cerc vicios este pneumatologică întotdeauna prin persoana Duhului Sfânt. Pentru că ați pomenit biserica și de fapt o pomeniți și în cartea dumneavoastră lansată acum, spuneți că e în criză și aveți câteva recomandări pentru biserică să iasă din criză. Da, păi prima recomandare pe care am avut-o în finalul cărții este un fel de postludiu la carte, un fel de epilog, este ca biserica să-și amintească cine este de fapt. Cea mai mare criză a bisericii din ziua de astăzi este că încearcă să-și asume o altă identitate, complexată fiind de cultura din prejur, încercând să modeleze cultura din prejur, încercând să se facă prietenoasă culturii din prejur, își pierde tocmai chemarea de a fi
provocatoare pentru cultura din prejur și de a fi potrivnică culturii din prejur. Și cred că unul dintre principalele lucruri pe care trebuie să le facem pentru a deveni relevanți este să ne recâștigăm elevația. De fapt, relevant este înrudit în limba latină, etimonul unui cuvânt este înrudit cu celălalt. Pentru a deveni relevanți, niciodată nu ne vom scufunda în mocirlă ca să fim asemenea și să fim mai prietenoși, ci trebuie să ne ridicăm ca o cetate vizibilă pe un munte. Diferită, ziceți, cumva chiar agresivă biserica asta. Cu totul diferită și agresivă față de cultura din prejur. Prestând o cultură alternativă. Biserica, dacă vă uitați în istoria Europei, a fost cea care a prestat cultură și a construit cultura europeană, generând o cultură alternativă culturii concurente păgâne. Cred că aici este vocația noastră. Privind de plin la Hristos, trăgând doar cu ochiul la cultura din prejur, redefinim cultura din prejur. Noi privim cu amândoi ochii acum la cultura din prejur și cu coada ochiului la Hristos. Optica aceasta ar trebui cu totul inversată. Și în final, revenind la tema cărții, fericirile din Predica de pe Munte, n-ați spune că fericirile descrise în predică sunt totuși, presupun un fel de strângere din dinți, pentru că nu sunt doar miere. De aceea studiul introductiv este axat pe ironie, pentru că fericirile respective sunt definite ironic de Hristos. Ești cel mai fericit când ești cu totul nefericit, ferice de cei săraci, ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng. Deci totul este o înșiruire de oximoroni, de expresii oximoronice și paradoxale. Ancorându-ne într-o altă realitate și proiectându-ne într-o altă realitate. Ferice va fi de voi când vă vor bate, vă vor prigoni, vă vor omorâ din pricina numelui său, din pricina numelui meu. Ei, aceste declarații ale lui Hristos sunt centrifuge. Orice manipulator religios ar trebui să aibă un discurs centripet, să ne atragă, să ne convingă, să-L urmăm. Ori Hristos spune, urmați-mă ducându-vă, ieșiți de la mine, duceți-vă, alergați, pentru că eu vă voi provoca suferință. Numele meu vă va provoca suferință. De aceea devine cu atât mai fascinant discursul. Mi-aduce aminte acest tip de discurs, de un discurs dintr-o piesă românească. E la un moment dat Grigore Vasiliu Birlic interpretează un senator care candidează pentru alegeri. Și își începe discursul într-un mod absolut șocant. Dragi compatrioți, vă rog să nu mă alegeți, vă implor să nu mă alegeți, duceți-vă acasă și nu mă alegeți, creând un contrast între discursul așteptat și discursul real. Cam așa este discursul Domnului Iisus, creează un efect tragicomic, ironic în față de ascultător. Și probabil de aceea are și atât de mulți urmași, pentru că Hristos nu ne-a anunțat prețul urmării Lui la urmă, ci de la bun început ne-a anunțat care va fi prețul de plătit pentru urmarea Lui ca ucenici. Dar prețul ăsta nu e atractiv. Ce îl face pe credincios să aleagă totuși fericirea asta? Nu răsplata, ci persoana. Nu prezentul, ci viitorul escatologic. Nu acumul, ci atunci. Creștinul nu e fericit aici și acum? Creștinul este o persoană care pendulează, se balansează între acum și aici, tot timpul aruncându-se spre viitorul în care va fi întotdeauna și vom fi întotdeauna cu Domnul. Ioan spune, vom fi cu El și vom fi ca El. Pentru asta trăim, pentru asta ne consumăm. Și dacă vă gândiți bine, creștinii au o opțiune salvifică pentru deznădejdile noastre. Ce deznădăjduit trebuie să fie cineva care nu are un viitor escatologic? Dacă presupunem un creator și presupunem un creator care își bate joc de noi prin faptul că admite că în biologia noastră să chelim, să avem Alzheimer, să ne cad dinții, să ne scofulcim, să ne... Este o bătaie de joc. Îmbătrânirea este o bătaie de joc. Este un creator sadic, cinic, care își bate joc zilnic de creația sa, prostind-o și urâțind-o în fiecare zi.
Dacă nu ar exista speranță dincolo de această viață și dacă totul s-ar sfârși într-o decrepitudine progresivă până la viermi, atunci cu adevărat viața aceasta nu merită trăită. Opțiunea sinuciderii lui Cioran este cea mai bună opțiune. Ori tocmai asta este nădejdea creștină. Corpul acesta este doar un cort care se va desface, va crăpa și vom trăi întotdeauna într-un templu definitiv, în corpul de slavă. De aceea creștinii pot fi fericiți și joacă un joc, la fel ca personajul principal din La Vita e Bella. Iisus ne povestește ca personajul principal copilului, îi povestește toată povestea despre tancuri, despre lagăr și reinterpretează pentru copil toate realitățile crude. Asta face creștinismul. Există o scăpare din acest lagăr și, la fel ca în film, tancul, răsplata cea mare, va veni. El va veni pe norii cerului cu sfinții îngeri, cum ne arată mica apocalipsă din Matei.